seara, restricții pregătite pentru românii care nu se vaccinează în încercarea de a salva campania de vaccinare și de a aduce cât mai mulți români la cabinetele medicilor. Guvernul analizează un nou set de măsuri de relaxare, bineînțeles, pentru cei care sunt vaccinați. Despre ce e vorba, ne spune chiar acum Janina Vatkovici. Janina, bună seara! Am găsit o ședință foarte importantă mâine în care ar urma să fie discutate toate propunerile cu privire la măsurile de relaxare. Propuneri făcute chiar de premier, pentru că spunea premierul inclusiv de faptul că ar putea să fie reluată activitatea în restaurante la capacitate 100%, însă doar în condițiile în care și personalul, dar și clienții vor fi vaccinați. În cazul în care nu se poate, mai există o altă variantă și anume funcționarea la 70% din capacitate sau chiar la 50% din capacitate, dar totul ar urma să fie stabilit de specialiștii care vor fi consultați în cadrul acestui comitet interministerial. În ultimul rând, ar urma ca de la 1 iunie masca să nu mai fie obligatorie pe plajă. De asemenea, vor fi evenimente publice și private, atenție, care vor putea să fie accesibile pentru cei vaccinați, adică inclusiv nunți și botezuri. Și, nu în ultimul rând, o propunere făcută chiar de premier, nu va mai fi nevoie de masca la birou în cazul în care, în acea încăpere, există doar persoane care vor fi vaccinate. Îți mulțumesc, Janina, le mulțumesc și invitațiilor din această seară, domnul Bogdan Chiriac, analist politic, domnul profesor Marius Pieleanu, sociolog, domnul profesor Leonarda Zanfirei, senator PSD, rectorul Universității de Medicină din Târgu Mureș, și doamna Oana Țoiu, deputat USR. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă, domnilor. Bogdan Chiriac, mie îmi place cum sună, adică mă și vedeam la plajă, eu sunt vaccinată și cu rapel și cu tot, mă și vedeam la plajă, fără mască, pe 1 iunie. Viața pare să intre normal, dar doar pentru o, să reintre normal, dar doar pentru o bucățică de România, adică... Dar nu intră normal pentru o bucățică de România, doamnă Ruse. În toată lumea asta mare, cei care au ales să se vaccineze sunt cam în aceeași situație cu cei care s-au vaccinat în România. Deci ei au mai multe drepturi în acest moment. Nimeni nu ți atinge dreptul tău de a te vaccina sau de a nu te vaccina. Dar cei vaccinați, puteți verifica, peste tot în Europa, au niște privilegii. Sau nu sunt privilegii, au mai multe drepturi sau își recapătă din drepturile lor constituționale. Deci este un lucru foarte simplu. În rest, nu te obligă nimeni să te vaccinezi, dar atunci trebuie să suporți alte consecințe. Nu îți recapeți imediat drepturile constituționale, că și cei care aleg să nu se vaccineze au drepturi. Numai că drepturile lor deocamdată sunt blocate din cauza pandemiei. Deci ce se întâmplă în România? Se întâmplă peste tot în lume, domnule. Se întâmplă peste tot în lume, așa este. Sigur, și în cea mai mare parte de glob au fost restricții și restricții dure și o restrângere a drepturilor și libertăților. Dar am ridicat ieri această problemă, domnule profesor Pieleanu, și n-am primit un răspuns de la reprezentanții Partidului de Guvernământ sau, mă rog, Alianței de Guvernare. De ce e de vină cineva care nu a avut efectiv posibilitatea să se vaccineze? Și din nou aceeași rugăminte, să vă mutați un pic, să vă vedem cu toată fața, că e păcat. Așa, vă rog. Nu sunt obișnuit cu tehnologia, după cum știți. Nu, eu nu aș vrea decât să confirm și să adaug la ceea ce foarte bine a spus Bogdan Chiriac. Sigur că este vorba de discriminare, dar este un alt tip de filozofie în abordarea conceptului de discriminare. Ca să întăresc ceea ce a spus Bogdan Chiriac, vreau să vă aduc o știre care probabil că o știți unii dintre dumneavoastră, aceea că, de pildă, în Statele Unite, celebra Ivy League, adică o asociație de cele mai puternice universități din lume la ora asta, cum ar fi Columbia sau Yale, au decis ca din toamnă niciun student să nu fie primit la cursurile față în față, pentru că vor începe cursurile, dacă nu va fi vaccinat. Cu excepția celor care din credințe religioase, din motive religioase sau de boală cronică, nu de altă natură, nu pot să o facă. Deci se întâmplă aceste lucruri și la case mai mari. De altfel, vă mai dau o știre. În toamna acestui an, probabil că SNSP-a unde lucrez, va începe cursurile în format clasic, tradițional, iar condiția va fi aceeași.
să fie vaccinați atât profesorii cât și studenții, cu excepția celor care au boli cronice, evident, sau care din motive religioase nu vor să o facă. Deci ce se întâmplă la noi în România astăzi, ca să închei, este fix ceea ce se întâmplă în toată lumea civilizată acum când vorbim. Domnule rector, e o strategie câștigătoare aceasta de a anunța ce urmează să se întâmple, faptul că vom scăpa de mască la plajă, că se redeschid restaurantele, că va fi liber la evenimente publice, la nunți și botezuri, la evenimente private pentru cei vaccinați? Credeți că va funcționa? Va face ca românii să meargă să se vaccineze? Acest mesaj are de fapt două componente. Pe de o parte este componenta îngrijorării implicite a faptului că numărul de persoane vaccinate, cel puțin ca țintă, până luna iunie și apoi iulie sau august, nu este probabil să fie îndeplinit, pentru că interesul pentru vaccinare, pe de o parte, și încrederea în vaccinare, pe de altă parte, sunt încă lucruri de discutat și de ameliorat în mod semnificativ în țară. Pe de altă parte, este, dacă vreți, și o confirmare a faptului că, în sfârșit, guvernanții se sesizează oboseala emoțională, socială, dacă vreți, pe care populația în ansamblu ei o are. Și mesajul pe care vrea să-l dea în acest moment de relaxare este unul care trebuia dat pentru a crește, măcar într-un fel, șansa revenirii la normalitate. Că vorbim despre recăpătarea unor drepturi, este adevărat. Nu înțeleg nici eu aici ca fiind un fenomen de discriminare, doar că mi se pare că lucrurile sunt în continuare insuficient explicate, pentru că mesajele pro-vaccinare care au fost până în acest moment și care au indus până la urmă și mesaje anti-vaccinare, mi se pare că au fost puțin puse invers. De fapt, comunicarea, cel puțin din zona non-vacciniștilor, vine pe a aduce în față care sunt efectele adverse, posibile, ipotetice mai degrabă, negative ale vaccinării, în loc să se spună de fapt care sunt beneficiile acestei vaccinări. Doamnă deputat, este aici o greșeală pe care a făcut-o guvernul până acum, sau cei care s-au ocupat de campania de vaccinare? Faptul că nu au reușit să explice suficient oamenilor beneficiul, care sunt beneficiile vaccinării, 1 și 2, faptul că populația rurală a fost practic împiedicată să ajungă la vaccin. M-auziți, doamna deputat? Da, sigur că da. Din punctul ăsta de vedere, sunt câteva soluții care se întâmplă acum. Probabil că ați văzut și dumneavoastră, de exemplu, campania din Ciucut de vaccinare ușănușă. Parlamentarii USR Plus împreună cu Ministerul Sănătății pun la punct o caravană care să poată să meargă de asemenea mai departe și în zona rurală. Și vestea bună este că inițiativa USR Plus din Parlament de a da o zi liberă pentru vaccinare, care să susțină atât angajații cât și angajatorii să ieșim mai repede din perioada asta de pandemie, a primit astăzi aviz pozitiv de la Consiliul Legislativ și ieri de la Comitetul Economic și Social. Deci, practic, vorbim și de o serie de elemente care să încurajeze vaccinarea. Pe mine, dacă îmi permiteți, mă deranjează foarte tare orice asociere politică legată de campania de vaccinare. A spune acum că parlamentarii dintr-un partid sunt liderii și triggerii vaccinării la nivel național, mi se pare cel puțin indecent. Și eu sunt parlamentar și eu aparțin de un partid, fac parte dintr-o acțiune care se face la nivelul fiecărui universitate de medicină din țară, cele 6 UMF-uri, dar am dat deoparte în acest moment hainele de parlamentar, pentru că mi se pare important să stăm la oaltă toți și să punem mâna și umărul la succesul vaccinării, independent de culoarea politică pe care o facem, și să nu câștigăm capital politic din asemenea acțiune care este a întregii țări și nu a unui partid sau altul. Yeah. Sunt 100% de acord cu dumneavoastră, de asta mă bucur, de exemplu, că grupurile parlamentare și-mi imaginez că și PSD-ul o să susțină la vot această inițiativă. Nu vă lăsa. Interesant, însă, dincolo de discuția asta, noi am fost foarte curioși să vedem ce spun oamenii despre facilitățile de care ar urma să se bucure cei care sunt vaccinați. Colegii mei au stat de vorbă cu oameni pe străzi, în orașe, și au întrebat ce părere au. Haideți să vedem. Nu sunt de acord să fac asemenea discriminări. De ce? Nu sunt de acord. Pe cum? Deci,
dacă nu mă vaccinez, din mai multe motive. În primul rând sunt alergică, n-am încredere în ser, trebuia testat până în prin anul 2023, așa cum se vorbește. Mă tem de reacții adverse imediate, pe termen mediu și pe termen lung. Îmi este teamă, am niște ani și vreau să mai trăiesc câțiva. Îmi este teamă. Deci nu sunteți de acord cu... Nu, Doamne ferește, pe cum adică ne împarte în două, ăia alb și ăia negri sau ăia bun și ăia răi, nu sunt de acord. Am avut COVID. Eu trebuie să umblu cu țidula în mână ca să arăt că am făcut COVID-ul și am... am imunitate. Nu este corect ca să facă diferență. Sunt de acord să vaccineze toată lumea și pentru cei care nu se vaccinează anumite restricții. Poate nu chiar toate care sunt, dar ar trebui să fie. Să poartă mască în primul rând și cei vaccinați să nu mai poartă mască, măcar în locurile publice și în parcuri, în locuri aerisite, în restaurante. Ceilalți să poartă mască și să păstreze distanța. Bine, ar fi o discriminare pentru că toți trebuie să fim responsabili și să ne vaccinăm, ca să ne fie bine tuturor. Cum vi se pare să existe restricții pentru cei nevaccinați și privilegii pentru cei care se vaccinează? Nu sunt de acord și nu mi se pare corect față de ceilalți. Acum e alegerea fiecăruia care să vaccinează și care nu. Atâta timp cât nu suntem obligați să ne vaccinăm, e alegerea fiecăruia să facă ce vrea cu viața lui și suntem într-o țară liberă. Ar trebui să lase libertate, în primul rând, și fiecare dacă vrea să se vaccineze sau nu, clar aia, și n-ar trebui să mai fie restricții automat dacă se vaccinează, iar înseamnă că ar fi deja imunizați. Și ar trebui să intrăm în libertatea aia care ne-o cam luat-o. E normal că ar trebui să se facă o deosebire între oamenii vaccinați și cei nevaccinați. Nu am încredere în vaccin. Nu am încredere în vaccin pentru că dacă ar fi să mă imunizeze pe o perioadă mai lungă de 6 luni, poate că m-aș vaccina. Așa nu m-au convins nimeni. De ce este discriminare? Pentru că în primul rând, atâta timp cât alții au voie să meargă la spectacole, nu mă refer la restaurante, că nu sunt adeptă, dar la spectacole, da? De ce unii poate să meargă și eu nu? De aia că ce? Că nu sunt vaccinată? Convinge-mă să mă vaccinez. Tu, autoritate. Dacă te-ai imunizat, ai mai multă libertate. Să avantajeze campania de vaccinare, să mai mulți oameni să fie convinși să se vaccineze ca să ajungem la imunitate. Pentru că mi se pare că ar fi interzise anumite drepturi ale fiecărui cetățean. Statul oferă aceleași avantaje și celor nevaccinați, adică să le ofere, de exemplu, test gratis sau să le ofere posibilitatea de a avea timpul magazinelor diferit orar, să zicem dimineața intră ok ăștia vaccinați și seara să ofere o posibilitate și celor nevaccinați ca să facă cumpărături sau să meargă în vacanță, să fie în mod echitabil, egal și pentru cei nevaccinați, că sigur nu o să fie toată populația 100% vaccinată. Eu sunt vaccinată, port mască. Cine nu e vaccinat, tot o poartă. Asta eu cred că e o afacere de vaccinuri. Nu poți să îi impui la om ce nu vrea. Corect. Dacă omul își riscă viața lui, e dreptul lui la viață. Dacă este vorba de drepturile umane, atunci eu cred că au aceeași drepturi. Eu nu cred că vaccinul este obligatoriu, deși eu am luat deja ambele vaccinuri, nu mi se pare corect să fie obligat. Acestea sunt reacțiile unor oameni. Lili Ruse. Da. Voiam, doar o secundă, Bogdan, iartă-mă. Voiam doar să... Eram curios să văd o beta și cu cei care sunt în favoarea vaccinurilor și care să le văd opinia, pentru că ai luat numai de pe partea antivacciniștilor. Greșit. Au fost oameni care sunt pentru vaccinare. N-ați ascultat cu atenție. Ba, am ascultat cu atenție. Da, să știți că m-am dus prin oraș, de fapt nu eu, colegii mei, și am căutat care ești contra vaccin. Dom'le, nu așa să fac materialele astea. Sunt bucăți pe care le desprinzi pur și simplu. Adică nu stă nimeni să se gândească, ia să vedem, să luăm numai antivacciniști. Nu mai exagerați, profesore Pielanu, credeți-mă, trebuie totuși să transmitem, populației un semnal de optimism privind vaccinarea. Nu asta face presa, domnul Pielanu. Nu, fac presa, eu, nu presa. E un politic. Dumneavoastră puteți să faceți, Bogdan eu Chiriac, nu fac propaganda aici. Eu nu sunt om politic, după cum știi. Și eu și Bogdan Chiriac, ca cetățeni, încercăm să transmitem un semnal de optimism, de
favorabilitate față de vaccinare. Perfect. Asta e soluția, nu e alta. Să spun că m-am vaccinat eu, familia mea și prietenii mei, nu pot face. Nu despre tine e vorba, Liliana. Nu despre tine e vorba. Nu este vorba, Bogdan Chiriac, nici despre vreun material care să fie contra vaccinului. În niciun caz. Nu se pune problema de asta. Nu asta a spus profesorul Pielea. Nu, exact. Practic asta a spus, că am luat doar de pe partea cealaltă. Eu am văzut și oameni care au spus s-au vaccinat, dar nu sunt de acord ca să fie. Păi au spus câteva doamne. Problema mea este că mă înspăimânt așa, în general, de-aia e rămăsese mut. Și nu mă mir de voturile care se dau în țara noastră. Ce v-a înspăimântat Bogdan Chiriac? Dom'le, faptul că trebuie să primești nu știu ce ca să te vaccinezi. Deci chestia aia cu găleata și cu zahărul și cu uleiul și cu ei adânc, înrădăcinată. De ce trebuie să primești ceva ca să te vaccinezi? Nu vrei să te vaccinezi foarte bine, să fii sănătos, la modul propriu. Problema nu este de viața ta, problema e de viața mea. Și a celor care, eu știu, își prețuiesc viața. Eventual se vaccinează. Deci pe aia nu-i pune în pericol. Matale, dacă nu te vaccinezi, foarte bine. Cu alte drepturi, cu alte chestii, toți avem aceleași drepturi. Numai că se hotărăște în lumea asta mare, că v-am spus, dacă Ivy League, să spunem, sunt marile universități americane. Acolo unde este, pe bune, o bună parte a inteligenței de pe planetă. Dacă și unde se formează, spun, de fapt, clasa politică americană. Hai, dom'le, și numai clasa politică. Se formează NASA, se formează toate corporațiile, se formează despre ce vorbim. Așa. Elita. Deci dacă ei spun, domnul, din toamnă, doar vaccinat, vii la școală fizic, dacă nu te uiți pe internet, e o chestie și asta. Cine vrea să înțeleagă, bine, dar eu nu sunt de acord să dai liber, să dai bani, să dai... Atenție, nu doar în România se discută despre asta, Lili Ruse. În Statele Unite e vorba să le dea $25. În alte state să dau $100 să te vaccinezi. Deci nu numai la noi se întâmplă asta. Problema e confuzia asta uriașă în care trăim, în care... Dar am și eu o întrebare pentru domnul Pieleanu. Te rog frumos, Lili Ruse, te implor. Vă rog. Domnul Pieleanu, ați fost cumva asaltat astăzi de ONG-urile din România care militează împotriva uciderii prințului Arthur, ursul din pădurea noastră? Că Nici vorbă. Lili Ruse, mi-a adus aminte astăzi că sunt ziarist de politică externă. Știrea europeană de astăzi este masacru cu ursul Arthur. Masacrarea ursului Arthur. S-a dus după el acasă și l-a împușcat. Așa. Toată presa din fundul Suediei până jos în Sicilia și din Londra până în Budapesta, că Bucureștiul a lăsat-o mai moale, toată lumea e revoltată. Și mă gândeam, jos pălăria pentru Agent Green, ONG-ul care a dezvăluit oroarea, dar celelalte ONG-uri care s-au luptat pentru albina albastră, care urma să fie deranjată de autostrada nu știu care, pentru șobolanul nu știu cum, și presa din România a făcut același lucru. Am văzut, dar niciun fel de reacție. Și de asta vreau că domnul profesor Pielea nu-i mai ancorat în societatea civilă, dacă cumva a răzbătut prin ONG-urile care militau împotriva uciderii ursului. Ieri am încercat să stăm de vorbă cu ele, o parte dintre ele au luat atitudine și nu, dar este mai ceva mai important, doar o secundă, scurt, Liliana. Foarte scurt, vă rog, pentru că am dezbătut ieri acest subiect. Da, nu, ăsta e un subiect, e o problemă deschisă ca în matematică. Până nu se rezolvă, nu e să epuizează. Mă înspăimântă tăcerea majorității politicienilor, cu excepția acelui tânăr pe care îl felicit, nu cunosc, Ștefănuț, dacă nu greșesc, europarlamentarul USR, care a avut curajul să interpeleze Comisia Europeană și îl felicit cu ocazia asta. Și Răzvan Cuc, de la PSD. Și Răzvan Cuc în România. Nu avem o poziție a partidelor politice tranșantă pe această temă. Păi v-a zis premierul că până la urmă nici nu era cel mai mare curs și v-a mai zis și ministrul mediului că nu contat, nu se știe sigur dacă îl cheamă Arthur sau Ionită, s-a închis, gata. Doamna Ruse, aia cu cel mai mare urs, cum să spun, dacă mă omoară vreunul pe mine, spune lasă-mă că și așa era bătrân, nu mai trăia mult. Fix asta a spus premierul. Fix asta v-a spus premierul. Lasă, domnule, că nu era cel mai mare. Ce dacă l-am pușcat? Trebuie să le reamintesc telespectatorilor că Bogdan Chiriac și Marius Pielea sunt doi dintre oamenii care
au militat de multă vreme, de foarte, foarte multă vreme. Da, stai, că nu despre asta e vorba acum. Nu, ca să le explicăm oamenilor de ce vă frământă asta acum. Vreau să trecem mai departe. Dar nu sunt mai urși și căprioarele și cerbii și tot ce înseamnă viața sălbatică în țara asta. Domne, pe cuvânt, dacă nu-mi fac aici teleenciclopedian, vă rog să mă acceptați că am discutat ieri subiectul ăsta și în dungă s-a discutat la toate televiziunile, inclusiv aici la România TV. Vreau să vorbim acum despre un alt fel de masacru în politică. Sigur că nu e atât de dur și de violent, dar asta e viața în politică. Vreau să vorbim un pic despre jocurile de putere din interiorul PNL. Știți cu toții, urmează alegeri pentru conducerea partidului. Se bat Florin Câțu și Ludovic Orban. Foarte interesantă poziționarea președintelui Klaus Iohannis. Domnul Iohannis apare în ultima perioadă din ce în ce mai des însoțit de nimeni altul decât Florin Câțu. Janina Vatkovici ne explică. Janina, te ascultăm. Bun găsit! Vedem un nou eveniment la care participă președintele României împreună cu premier, după ce am văzut în aceeași formulă la mai multe evenimente, inclusiv la Institutul Cantacuzino, la acea campanie de împădurire. De altfel, președintele României vorbea despre faptul că este prezent alături de premier la astfel de evenimente, ceea ce arată un semn de susținere clară din partea președintelui. Șeful statului nu a negat acest lucru și spunea chiar că își dorește o formă de colaborare cu un guvern care să performeze, pentru că este interesul său, dar lucrurile cu privire la cine va fi șeful Partidului Național Liberal vor fi tranșate în cadrul partidului. Cert este că urmează un congres foarte important unde am putea vedea o candidatură atât din partea lui Ludovic Orban, pentru că și-a anunțat acest demers, dar și din partea lui Florin Câțu, tot pentru postul de președinte al Partidului Național Liberal. Există însă scenariul discutat și în spațiul public, conform căruia, în cazul în care Ludovic Orban ar urma să câștige șefia partidului, s-ar putea impune din nou la Palatul Victoria și acesta este motivul pentru care Florin Câțu dorește să se implice tot mai mult în această competiție. Până atunci însă trebuie stabilit acest congres, cel mai probabil va avea loc la începutul toamnei, pentru că susțin liberalii își doresc o prezență fizică atât de importantă pentru a-și alege șeful partidului. Janina Vatkovici, mulțumesc. Doamnă deputat, este domnul Câțu premierul și președintele PNL pe care l-ar vrea Klaus Iohannis? Și aș pleca un pic premierul, în mod evident este, pentru că dumneavoastră, cei de la USR Plus, ați avut un conflict cu PNL, ați cerut schimbarea cu premierul, ați cerut schimbarea premierului Câțu. Ce să vezi, președintele Klaus Iohannis nici măcar n-a clipit. Care e întrebarea dumneavoastră? Dacă este... probabil că n-am fost suficient de clară. Este premierul Câțu președintele de partid pe care și l-ar dori Klaus Iohannis? Cred că e întrebarea pe care trebuie să o puneți domnului Klaus Iohannis. În ce fel aș putea eu să vă răspund de conflictele interne al altui partid decât cel pe care îl reprezint? Dacă vreți, puteți să ne vorbiți de conflictele interne de la dumneavoastră. Care este întrebarea dumneavoastră? Păi nu, dumneavoastră. Doamne, l-ați prefera premier pe Ludovic Orban sau pe domnul Bogdan Câțu? Bogdan Chiriac, lăsați-mă că n-am mai avut de mult un dialog așa interesant. Este absolut spectaculos. Dumneavoastră nu mi-ați înțeles întrebarea. Eu v-am spus, v-am repetat-o. Mi-ați spus că nu vorbiți de conflictele interne ale altui partid, iar eu v-am rugat să vorbiți de conflictele interne din partidul dumneavoastră. Ce e întrebarea? Nu înțelegeți. Putea noi ca USR Plus sau eu ca Oana Țoiu deputat să știu părerea președintelui țării internă în propriul partid? Nu știu, doamnă, n-aveți nicio viziune, adică vă deplasați doar pe linia aceasta și atât, nu vă uitați în stânga, nu vă uitați în dreapta, nu vă interesează, atât aveți apazii muți și nu mai contează altceva. Faceți politică. Mandatul meu de reprezentare a cetățenilor, nu este unul de reprezentare a PNL-ului. Am înțeles. Domnule rector, vă întreb și pe dumneavoastră, bănuiesc că atunci când faci politică, nu mă pricep, dar bănuiesc că atunci când faci politică, nu faci doar în interiorul formațiunii tale, te uiți în stânga, te uiți în dreapta și îți formezi o părere. Mă gândesc, nu știu. Da, fără îndoială că alegerile la cele două partide din coaliție, din toamnă, dacă va fi așa, reprezintă un disconfort major pentru actuala coaliție, care le afectează deciziile, care le afectează într-o bună măsură și declarațiile pe care le au și pe care le fac în mod public. Se încearcă păstrarea unei imagini frumoase de tablou, dar în interior lucrurile sunt așa cum fiecare le știe și mi se pare că nu trece săptămâna să nu apară divergențe între unul și alții. Probabil că se știe problema cu proiectul de lege pentru 5G, care a pus iarăși în contradicție pe unul dintre miniștri cu premierul Câțu.
Se știe de asemenea eșecul mare pe care l-a avut România prin excluderea laserului de la Măgurele din Consiliul Extrem Light Infrastructure și devine... Și umilitor, spună, domnule rector. Nu numai eșec, o umilință a fost. Și umilința pe care o are, practic era vârful de lance a României prin prisma cercetării românești. Și iată că nu suntem nici măcar în postură de observatori, dar minte la masa unde se iau deciziile și, în esență, finanțările. Și aflu astăzi, din declarații guvernamentale de asemenea, că de vină este ministrul cercetării, sigur, din alt partid politic. Mă întreb totuși, toate aceste lucruri le decontează cineva? Probabil că pentru populația, imensa parte a populației, un eșec major, cum este cel al laserului de la Măgurele, nu afectează în mod direct și imediat. Dar pentru cei care se uită în perspectivă, pentru imaginea țării, mie mi se pare o știre atât de importantă și de gravă și atât de trecută de o parte de cei care fac declarații politice, încât trebuie adusă în față. Este un eveniment cu totul dramatic pentru România în acest moment. Bogdan Chiriac, știm deja pe președintele Klaus Iohannis, este slavă Domnului la al doilea mandat, să sperăm că și ultimul, în sensul constituțional vorbesc. Da, domne, atâta e zice la Constituție. Că frumos ați vorbit, doamna Ruse, să sperăm că e și ultimul. Doamne ferește, adică atâta zice Constituția, care doar două mandate. L-ați văzut de-a lungul timpului, nu e genul care să iasă să se afișeze cu alți oameni politici. Domne, în ultimele ieșiri, domnul Cățu l-a cam însoțit. Mai la un plantat de pomișor, mai la un centru de vaccinare, mai la... Cam atât, dacă în rest domnul Iohannis e ocupat. Doamnă, e ocupat tare, am văzut și eu în ziar cât e de ocupat. Dar dacă mă întrebați dacă îl iubește pe domnul Orban, senzația mea este că nu îl mai iubește domnul Iohannis. Mă rog, cât poate dânsul să iubească pe cineva, nu îl mai iubește pe domnul Orban de când a pierdut PNL-ul alegerile de pe 6 decembrie. Dacă mă întrebați dacă îl va susține pe Florin Câțu la președinția PNL, va spune că nu știu, căci nu m-ar mira ca președinte PNL să iasă, zic un nume la întâmplare, Dan Motreanu, de exemplu, de la Bruxelles. O bună alegere. O bună alegere, o foarte bună alegere, într-adevăr, liberal de sușă, chiar cu toate ale sale. Deci, atenție mare, una este, dacă vreți, răceala față de președintele PNL actual, domnul Ludovic Orban, și alta e susținerea pentru domnul Câțu. Pentru domnul Câțu poate fi susținere ca premier, totuși ca să ducă, să aibă țara un guvern, că situația e și așa extrem de tensionată, așa, dar pentru președinția PNL, pentru ce se va întâmpla, vorba aceea, că mâine e 2024, alegeri de patru rânduri, de alegeri inclusiv prezidențiale, eu m-aș uita cu mare atenție la un politician excelent și cu toate ale sale la el, Dan Motreanu, de la Bruxelles. Deci își face și pregătirea, încălzirea de acolo. Nu uitați că în partea cealaltă USR Plus are un candidat redutabil, pe Dacian Cioloș. E într-adevăr Dan Motreanu un liberal vechi, este din păcate genul, sau mă rog, din fericire pentru el, genul care preferă să facă muncă de partid și să iasă mai puțin în față. Dar o să vedem. La cum îl văd eu pe domnul Câțu tot timpul lângă domnul Iohannis, se pare că s-a ales prințul moștenitor. Vom vedea dacă mă contrazice realitatea. Însă, cred că trebuie să ne pregătim de un nou scandal. Urmează remaniera pentru că a început evaluarea ministrilor, așa cum ne-a promis premierul. Ultimul intrat pe lista neagră a liberalilor este nimeni altul decât ministrul Claudiu Năsui. Cine altcineva riscă să-și pierdă funcția, aflăm de la Mădălina Petre. Mădălina, bună seara! Bun găsit tuturor, este cei drept un nou scandal în guvern. De această dată totul a început după ce ministrul economiei Claudiu Năsui a transmis o scrisoare Parlamentului în care le cere senatorilor și deputaților să amâne discuția pe legea care vizează implementarea 5G în țara noastră. Ei bine, a reacționat imediat premierul Florin Câțu, a spus că nu înțelege acest gest care a venit din partea lui Claudiu Năsui și mai mult vrea să aibă o discuție foarte serioasă cu ministrul economiei.
Însă vine un atac dur din partea senatorului PNL, Alina Gorghiu. Aceasta a precizat într-o postare pe o rețea de socializare că ar fi bine ca anumiți miniștri să învețe puțină procedură. Asta pentru că este greu de înțeles de ce ministrul economiei a trimis astfel de scrisori către Parlament în contextul în care guvernul le-a cerut senatorilor și deputaților să discute în procedură de urgență această lege. Ca atare, este o situație delicată din nou în coaliția de guvernare. Mai mult, ieri în ședința de guvern s-a adoptat și acel memorandum prin care se face evaluarea miniștrilor. Vorbim despre un memorandum care prevede că la finalul fiecărui trimestru să se facă acea analiză foarte serioasă cu privire la măsurile care au fost adoptate pentru implementarea programului de guvernare și mai mult o analiză cu privire la activitatea fiecărui ministru în parte, cu privire la modul în care acesta conduce ministerul, dar și instituțiile din subordine. Ei bine, în baza acestui memorandum, în mai puțin, în aproximativ o lună de zile, Florin Cîțu va face acea analiză și evaluare serioasă cu privire la activitatea miniștrilor și nu este exclus să se facă o remaniere și din informațiile pe care le avem, cei din Partidul Național Liberal ar vrea să fie schimbați din funcții mai mulți miniștri și mă refer la cei din USR Plus, între care Cristian Ghinea și Stelian Ion. Însă urmează să vedem până la urmă cum se vor finaliza toate aceste discuții și dacă va fi remaniată vreun ministru. Ministrul Economiei care a cerut Parlamentului amânarea unor dezbateri importante. Este vorba despre o lege care a trecut prin guvern și încă ministrul era prezent la acea ședință de guvern privind adoptarea legii pentru rețelele 5G. Ați discutat cumva cu ministrul de ce a luat o astfel de decizie până la urmă? Mulțumesc! Nu și mă surprinde o astfel de decizie, nu știam că a luat o astfel de decizie. Mesajul meu este ferm și clar. Am aprobat un proiect de lege în guvern și l-am trimis și în coaliție. Decizia a fost să treacă acest proiect de lege prin Parlament cât mai rapid. Nu am avut această discuție cu Ministrul Economiei, o să o am, nu înțeleg de ce ar încerca să amâne un astfel de proiect foarte important pentru industria tehnologică din România. Domnul prim-ministru Florin Cîțu vorbind cu mască, unul dintre, cred că, visul oricui jurnalist, vă traduc ce spunea domnul Cîțu, că nu înțelege ce a făcut, ce l-a apucat pe domnul Năsui, mai ales că s-a convenit că acest memorandum va trece. Doamnă deputată, aș vrea să vă întreb dacă puteți vorbi pe subiect ca să nu mai avem un schimb de replici și să pierdem timpul. Sigur că da, atâta timp cât privește guvernarea și politicile publice, cu cel mai mare drag. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă rog. Da, puteam să vă răspund. În cazul subiectelor de presă care au ținut de, așa zisul, conflict în coaliție, la ce ne referim e strict o birocrație. Ministerul Economiei este punctul de contact de legătură cu Comisia Europeană. Comisia Europeană a trimis României o notificare în care vrea să se asigure că dacă legea 5G are aspecte tehnice, îi este cerut avizul. Și atunci Ministerul Economiei a transmis această notificare mai departe în Parlament. Sistemul ăsta e similar cu ce s-a întâmplat și în 2020. E drept că guvernul trebuie să-și îmbunătățească propriul flux de documente, astfel încât să nu mai existe, dacă vreți, surprize între diversele ramuri ale guvernului, dar acea scrisoare a fost o pură birocrație de transfer mai departe a ceea ce a pornit de la Comisia Europeană, anume a se asigura că în cazul în care sunt elemente tehnice, este cerut avizul. Între timp au fost, sigur, conversațiile pe care le-ați urmărit și dumneavoastră și nu e nicio problemă cu derularea mai departe a procedurii parlamentare. Asta ca să clarificăm partea legată de legea 5G. În ceea ce privește evaluarea miniștrilor, vă reamintesc că noi suntem cei care am cerut în negocierea de la Villa Lac să negociem în paralel portofoliile cu programul de guvernare. Pentru că nu vorbim doar despre oameni, ci despre măsurile de reformă. Și am vrut să ne asigurăm că în momentul în care negociem coaliția, o facem în jurul ideilor și soluțiilor de care au nevoie românii. Deci a noastră a fost cerere, a fost pentru prima dată când o coaliție a negociat și programul de guvernare odată cu portofoliile. Deci da, și evaluarea acelor reforme e un proces pe care noi îl susținem. Domnule profesor Pieleanu, înțeleg perfect ce spune doamna deputată. A fost o chestiune pe care a precizat-o și ministrul Năsui. Rămâne un mare semn de întrebare
ce l-a apucat pe domnul Năsui când era simplu să comunice cu premierul? De ce s-a adresat domnia sa direct Parlamentului și de ce n-a știut premierul? Și mai vreau să mai pun în discuție următoarea chestiune. O declarație a domnului deputat Pavel Popescu, deputat PNL, spune așa: cu o astfel de greșeală pleci acasă instant din orice guvern. Claudiu, chiar dacă Claudiu Năsui, desigur, chiar dacă președintele și premierul au fost de data asta indulgenți cu tine, aștept să vedem instant demisia celor care ți-au pus acea comunicare în față pentru semnat. De-abia s-a închis scandalul, sau mă rog, cum s-o fi închis, scandalul cu Vlad Voiculescu. Este Năsui noul Voiculescu, să zic așa? Probabil că există la nivel de premier un to-do list pe care trebuie să-l respecte din perspectivă liberală. Și domnul Claudiu Năsui, asta m-a auzit pe culoarele politicii, ar urma să fie următorul focalizat. Mă tem însă că domnului Câțu nu-i va fi la fel de ușor, sau mă rog, aparent ușor, cum a fost în cazul lui domnului Vlăduț Voiculescu. În cazul domnului Vlăduț Voiculescu îl dorea afară o țară întreagă, nu vă supărați. Ei, în cazul domnului Năsui, nu cred că este la fel. Pe lângă, s-a întâmplat un lucru important, un document prin care toate mutările astea vor fi negociate în prealabil, deci nu va mai fi așa de ușor, dar se mai întâmplă ceva. Domnul Năsui nu e atât de urât de poporul român. Credeți că Vlad Voiculescu era urât de poporul român? O, da. Cu asta mă ocup totuși. Noi avem un instrument, apropo de ce spunea doamna deputată, corect, din punct de vedere procedural, ca să zic așa, însă valorizarea și efectele pozitive sau negative ale unor politici publice duse de un guvern sau altul pot fi măsurate prin intermediul unui instrument extrem de coerent. El se cheamă sondajul de opinie. Astăzi, când vorbim la câteva luni după instaurarea guvernului Câțu, știm cu siguranță că din perspectiva opțiunii publice, valorizați pozitiv sunt doar 3-4 miniștri. Începând cu domnul Sorin Câmpeanu, urmând cu domnul Cătălin Drulă, Raluca Turcan și ministrul apărării, care de regulă e bine valorizat în orice guvern. Au și ministrul de externe, nu e? Că și ăla era valorizat în orice guvern. Nu e în primii patru. Și conform ultimelor prestații, cred că este la mijlocul, la coada clasamentului. Dar asta e opinie personală, nu vă lăs. S-ar putea să greșesc. Dar cu siguranță nu greșesc când v-am dat lista de primii patru. Ei, domnul Năsui nu se află nici în primii patru, dar cu siguranță nici în ultimii patru. Activitatea domniei sale a avut mai degrabă impact în public din perspectiva arborelui genealogic, ca să zic așa, care mie mi se pare la limita eticii. Hai să evaluăm un om pentru ceea ce face el, nu pentru unde s-a născut, din ce familie provine sau ce bani are în buzunar. Da? De altfel, eu personal am o părere bună, dar asta nu înseamnă că trebuie să aibă și domnul Câțu, pentru că mi se pare, domnul Năsui, mi se pare un ministru extrem de educat și de civilizat. Și de respectos, mai ales respectos, ceea ce, din nefericire, în actuala clasă politică, din toate punctele de vedere și din toate perspectivele, devine o rară avis. Și mai are ceva, e și foarte școlit. Haide să luăm, s-ar putea ca asta să nu-l ajute. Haide să luăm publicitate. În câteva minute, doamnelor și domnilor, vorbim despre colapsul sistemului de pensii. Ce variante mai sunt? Cine plătește pensiile? Rămâneți cu noi, revenim. Am revenit în direct. Sistemul public de pensii este aproape de faliment pentru că populația României este tot mai bătrână, iar natalitatea scade. Singura soluție e formată de pensiile private. Fondurile au ajuns la nivelul record. La 31 martie 2021, fondurile de pensii private aveau active de 80 de miliarde de lei. Cu detalii vine Mădălin Puiu. Te ascultăm, Mădălin. Bun găsit tuturor. Într-adevăr, sistemul public de pensii este aproape de faliment. Singura soluție pentru români vor rămâne pensiile private. Sistemul public de pensii primește de la stat aproximativ 90 de miliarde de lei. De asemenea, în medie, 10 salariați susțin 9 pensionari la noi în țară, iar populația României este tot mai bătrână, iar natalitatea scade de la an la an. Cu toate acestea, fondurile de pensii private au ajuns la un record istoric anul acesta, la 31 martie 2021. Fondurile active de pensii
private erau în valoare de 80 de miliarde lei, cu în creștere cu 33% față de anul trecut. De asemenea, există 7,62 de milioane de participanți care au pensii private. Mai mult decât atât, de la începutul anului 2021, aceste active a fondurilor private, a fondurilor pensiilor private, au crescut cu circa 7%, adică 5 miliarde de lei. Mulțumesc foarte mult, Mădălin. Bogdan Chiriac, într-un fel așa, parcă să zic că mă bucur, suntem occidental, domne, ne uităm către fondurile private, domnul, de pensii. Eu o să fiu pensionar obișnuit în ăsta. A, Doamne ajută să... Doar ca și dumneavoastră, probabil. La un moment dat, peste 50 de ani, eu asta poate mai repede. Vreau să vă spun, cum adică e în faliment sistemul public de pensii? Dar sistemul de pensii speciale nu e în faliment? Cum o să fie? Păi, Doamne ferește! Dom'le, dacă consideră că e în faliment sistemul public de pensii, să dea bani de la buget, cum dau și pentru pensiile speciale. Cum adică e în faliment? De unde e chestiunea asta? A, pensia privată plătită de oameni să fie suplimentară. Dar până una alta, dacă tot ai intronat în România acest sistem, așa, cum îmi spui mie că sistemul de pensii public e în faliment? Eu plătesc, asta este ce trebuie completat să completeze statul. Dacă dă într-o parte, atunci dă și la clasa muncitoare, că așa mi se pare normal, domnul Rus. Domnule rector, sigur că așa o fi, că e principiul până la urmă pe echității, dar are și Bogdan Chiriac dreptate. Dacă există bani pentru pensiile speciale, să existe pentru toată lumea, doar că matematic n-avem de unde să-i scoatem, Bogdan Chiriac, știți foarte bine. Da, sociologic e frumos ce spune și de dorit, însă să nu uităm că suntem o populație din ce în ce mai redusă. Sporul natural a fost unul negativ începând din 1992 și practic până astăzi sporul natural a scăzut, referindu-mă la diferența dintre rata natalității și rata de mortalitate. Altfel spus, suntem din ce în ce mai bătrâni. Probabil că în 10 ani va ajunge după noi șocul din piața forței de muncă, pentru că foarte mulți vor ieși la pensie. Și nu sunt mulți care să vină din spate. Și acest șoc va afecta sistemul de asigurări sociale, de sănătate și pensiile. Sigur că s-a venit acum cu această idee, eu aș spune năstrușnică, a menținerii pe post a pensionarilor după vârsta de pensionare. Însă această decizie a blocat practic, sau va bloca accederea în câmpul muncii a tânărului absolvent. Da, la prima vedere scade numărul pensionarilor, dar crește numărul șomerilor. Altfel spus, ce se economisește prin reducerea numărului de pensionari se va cheltui prin suplimentarea fondurilor de șomaj. Mai mult, prin blocarea accesului tinerilor la joburi, la slujbe, s-a ajuns sau se va ajunge chiar în situația de a avea pierderi și mai mari. Ce se economisește prin scăderea numărului pensionarilor se cheltuiește cu plata ajutoarelor de șomaj pentru tineri. Că până atunci tânărul trebuie să stea undeva, adică stă în șomaj, în loc să muncească și să plătească cease. Astfel că una peste alta, salariatul va ieși la pensie 60 de ani, dar tot 30 de ani va contribui la CASE. Vreau să se consemneze acum pe final de emisiune faptul că mi-am însușit critica profesorului Pieranu și vreau să încheiem emisiunea într-o notă de optimism și chiar de aproape de, domne, serenitate. Ni le transmite, aceste stări ne sunt transmise chiar de premierul Florin Câțu. Domnia sa a fost astăzi la Constanța, s-a întâlnit cu cei de la Horeca, însă și-a făcut puțin timp pentru a se plimba pe plajă și firește a se filma, că altfel degeaba te-ai plimbat imaginile. Mă duc la tine iar și iar, mare albastră, se-ntoarce valul tău veșnic la mare. La tine iar și iar, mare de soare, și-aș vrea să-ți fiu doar eu, mereu, unicul val. Domnule profesor, vă rog să-mi spuneți că apreciați acest efort pe care l-am făcut. Nu poate fi ceva mai frumos decât primul ministru mergând mergând pe plajă, filmând marea, la rândul său fiind filmat de cineva care filma marea și suntem așa într-o buclă, e o metafilmare, dar spuneți-mi că vă plac imaginile, ca să fiu și eu liniștită. Îmi plac mai ales că, dată fiind tehnologia neavansată pe care o am, nu am auzit decât coloana sonoră fără să văd și imaginile. Deci, pierdut. Vă dau cuvântul meu de onoare că vi le trimit, da, dar nici WhatsApp n-aveți. Felicitări redactorului muzical. Melodia splendidă aleasă. Vreau să spun însă ceva mult mai important. Spuneți.
îmi exprim totala tristețe față de lipsa completă de reacție a președintelui Klaus Iohannis față de Arthur. Deci este inadmisibil așa ceva. E o temă atât de sensibilă în toată lumea liberă. Și președintele nostru, am înțeles, a fost decorat sau ceva, premiat de către tatăl lui prințului de Liechtenstein. Nu, zău, deci, adică nu se poate. La noi au murit oameni mulți, adică mulți oameni, mulți, și președintele a tăcut. Vă așteptați există acum să vorbească despre pentru un urs care nu e nici există mare, nici mic, nici pentru nici orice. Doamna Ruse, e despre, cam de la munte și la mare. Despre sau oamenii alea din România. Bun, care au murit, n-a vorbit presa cu, internațională. Cu dumneavoastră, da, și îmi pare exact rău că a stricat petrecerea la finalul, doamnelor și domnilor, dar rămâneți cu noi, pentru că urmează Andreea Crețulescu, vin dezvăluiri importante. Andreea, bună seara! Bun găsit, Lili, bun găsit, domnilor și domnilor. E alertă în guvern, pentru că miniștrii fac planul tăierilor, primii angajați care primesc mai puțin bani. Vorbim și despre recalcularea pensiilor. Veți vedea anunțul făcut astăzi în teritoriul de ministrul muncii. Cum se modifică formula de calcul a pensiilor? Ei bine, evident mă refer aici la noua lege care se lucrează în guvern când se fac majorări. Și vă arătăm și ce tăieri se vor face în sănătate, ce pregătește guvernul apropo de aceste drastici măsuri de austeritate. Urmează și un exod, pentru că reducerile acestea generează reacții din partea medicilor, și de asemenea vom vorbi și despre o bombă din partea europenilor legată de efectele vaccinării.